Aseară, în jurul orei 19, pompierii au fost solicitați să intervine la un incendiu în subsolul halei agroalimentare din Zălău. Cel mai probabil un om al străzii a fost cel care a dat foc unor resturi menajere gunoaie și peturi. Speriați de fumul gros ieșit din subsolul halei, vecinii au sunat imediat la pompieri. Aceștia au intervenit cu o auto utilitară pentru a stinge focul. Din fericire, nu au existat pagube materiale și nici victime. Poliția a început cercetările pentru a descoperi vinovatul.